Zicea societatea că-s O masă are patru picioare, o pisică are patru picioare, deci o masă e pisică. Noi nu suntem liberi, ni se creează iluzia de libertate și ni se creează iluzia de fericire. Noi eram obișnuiți cu un cod civil după vremea Locuza-Vodă. L-a folosit și Carol I, a am folosit și noi, până mai adiveau. Ce mai faceți? Ne întâlnim o dată pe săptămână. Ia uite, de acum oh, 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 avem o grămadă de emisiuni, tot la Litoral TV. Litoral TV sună frumos, place, hă, hă. Nu pot să mai spui că e o televiziune tânără, au căpătat experiență. Cei de aici tot tineri și frumoși și sunt și pricepuți. Uh, poți conta pe ei 24 ore din 24, 7 zile pe săptămână să ții o televiziune de cartier, așa, deși ea se vede bine, se vede cu bine în emisiune în fiecare joi seara de la 19, o mai dau odată două, pe două, o dată la 23 în fiecare joi și vineri dimineața după știri, 9 și un piculeț dimineață. Da. <coughs> să mai vede și pe net orice emisiune de la Litoral TV în clipa care se transmite pe televizoare, pe RDS, pe RCZ, pe tot felul de canale de astea, într-o zonă foarte mare, că e um, regional, da? Să vede momentul ăla și pe orice posibilitate de internet. E frumos, puteți să vă uitați. E. Nu e ușor să faci televiziune Dacă stăm acasă, ne uităm la o emisiune Avem impresia că putem să facem și noi Și chiar au început, dacă ați observat Foarte mulți au un telefon Filmează, povestesc <coughs> Orice fel de întâmplări De la nuntă de la botez, de la tare Și o livrează pe Facebook pe așa numitele TV online Care or să devină dușmanul Televiziunilor tradiționale Da, într-un viitor destul de apropiat Pericolul uriaș este că ne invadează uh, informațiile astea uh, pe internet și lumea întotdeauna nu a fost uh, constituită, ca să zic așa, de oameni cum se cade. Mai sunt între noi și oameni răi. Oameni răi care se uh, adună împreună, fac instituții de oameni răi. Mai sunt state care se amenință una pe alta și au tot felul de gânduri uh, rele. Într-un viitor destul de apropiat, o să vedeți că n-am aici un telefon, dar vă puteți imagina, de pe un telefon întâi pe o aplicație și uh, muții uh, cursul unui vapor. Adică astăzi comandantul uh, poate uh, da comenzi pe vapor din uh, o comandă mică, cât un telefon așa. Dar eh, poate să o facă și cineva de în altă parte printr-un satelit. Pericolul este uriaș. Tot discută că lumea <coughs> se va proteja cât de curând. Războiul nu o să mai fie cu tancul, pe câmp. Cu... Asta-s mai Dau ai noștri la televizor că au venit americanii cu tancurile pe aici, că ne amenință rușii, că marginea de Europa, Cred că chestie, mă rog. când o paranteză, eu nu înțeleg pe rușii ăștia de ce tot vor să-și arate pușca și de ce amenință pe toată lumea. Da. Mi-aș dori o schimbare formidabilă de atitudine și Rusia să devină europeană, să devină mai prietenoasă și să rămână de ăștia ciudați cu capul numai Coreea de Nord, numai Cuba, numai Venezuela. Oamenii de ăștia cu istorie multă, cum ar fi Rusia, i-aș vedea la masă cu toată lumea, fără amenințări de azi, cu pușca, cu tot felul de vapoare și de submarine și de nu știu ce. Aia se vorbește de războiul hibrid, de războiul cibernetic. Vă imaginați că un om rău poate să încurce băncile din România, poate să încurce motoarele, poate să oprească o grămadă de, de lucruri. Da, ne așteaptă vremuri uh, uh, grele. Internetul a pătruns puternic, spunea cineva cu câteva, câteva vreme, un șef de la Serviciul Român de Informații, spunea la televizor, în clipa în care ați apăsat un buton pe telefon sau pe e, internet, din momentul la protecția dumneavoastră ca persoană pst, a dispărut. Da, Om trăi și om vedea, dacă suntem în viață, vă povestesc eu din timp la ce frumos e la noi, la emisiune, ce trebuie să facem ca să trăim mai bine, să trăim mai frumos, să nu ne răcăim între noi, cum să râcă în continuare de la teatru din Constanța. Ați văzut, nu? Și au adus aminte că primăria are clădirea și au adus aminte că ea de la Consiliul Județean au instituția, că nu-i frumos, că până la urmă primăria s-a putea să ia și instituția și clădirea, că vor cei de la primărie, spunea domnul primar zilele trecute, că vrea să o repare nu numai pe afară, așa ca să o protejeze termic, și chiar înăuntru, din nou, să o modernizeze, ca să fim și noi în rândul lumii. Cu această ocazie, dacă mă întrebați pe mine, mai bine că nu mă întreabă, i-aș fi recomandat, de exemplu, să oprească instituția. Consiliul Județean Constanța poate înființa instituție, dar poate să și desfințeze. Deci, din punctul meu de vedere, și așa au apărut discuții acolo cu director, fără director, că s-au dus unii actori pe la București să dea teatrul Ministerul Culturii cu clădire, cu tot parcă teatrul lui mama lor. Da? Mă rog. Sunt unii ciudați așa. Eu am încercat să răspund de-a lungul timpului că colectivul de oameni ai muncii a dispărut. Teatru este o instituție cu mare așa și ea poate să aibă angajați pentru o piesă, pentru o stagiune, pentru un an. Că, na, dacă am de 45 de ani o doamnă angajată acolo și vrea să joace rol de, de prima donă, de, de Julieta, nu mai merge, nu se potrivește ca vârstă. Și atunci în lume funcționează teatre Sprijinite de autoritatea locală, dar nu cu obligația de a-i ține pe viață acolo. Și atunci, cu ocazia asta, dacă tot primăria vrea să ia Teatrul în Constanța de tot, eu aș desfința instituția Teatrul de Stat în Constanța, aș repara-o pe o lună, două, trei și după aia aș face uh, contracte noi pentru recisori, <coughs> pentru scenograf, pentru actori, pe cât o stagiune, pe cât un spectacol și ar merge lucrurile, n-ar mai căpăta puterea asta de a, bă, la noi în teatru, că noi facem colectiv. Pentru că să vă dau un exemplu, acum de curând am citit că eh, domnii de la Constituția au discutat cu domnul Ervin Simpson. Domnul Ervin Simpson, din 26 martie o să fie director acolo. Dar eh, spunea domnul președinte la Constituția că n-a primit niciun proiect la domnul Ervin Simpson. Că îl angajează pe 25 și mai și după aia o să depună un proiect. Am rămas tare uimit. E totuși o instituție de stat, ca să zic așa. E cu banul public. Pe cum angajez pe cineva și de și de-abia după aia zice ăla ce o să facă, e contrarul zanțelor. De-aia eu aș fi propus, închidem teatrul de tot pentru o lună, două, trei și pornim cu angajări noi, cu proiecte noi, cu director noi, cu regizor noi, cu toată lumea, mă rog, destul de îndrăzneață propunerea mea, dar eu așa aș fi făcut. Domnul Ervin sunt noul director al Teatrului de Stat din Constanța, este regizor, a lucrat o grămadă de spectacole chiar și la Teatrul Național din București, a fost și pentru câteva luni de zile angajat la Ministerul Culturii, n-a lucrat niciodată, cum să spun, ca manager ca director. să fie o mare numătate pentru Dânsul. de mi s-a părut îndrăzneață povestea asta. Unde l fi găsit? Nu știu. Cred că cineva de la București tot pe linie politică le fi zis lasă-mă că vă dau eu un băiat bun. Ce înseamnă băia bun? Nu știu. Pentru că dacă Dânsul n a, lucrat, n -a condus nicio instituție uh, niciodată, e greu să fii actor sau să fii regizor și să crezi că ai, uh, po poți conduce și o instituție de spectacol. E cu totul și cu totul altă meserie. Mă rog, om trăi și om vedea, cum zic ăștia, de învață la facultatea de jurnalism, Știa, adică să lase așa, o îndoială, așa să vedem noi. Sunt zile trecute, am participat, nu știu dacă știți-o, o serie de conferințe. Marea Roșie Națională din România organizează o serie de conferințe cu teme foarte importante, când la Universitatea Ovidius, când la sala de conferințe de la hotelul Ibis. Și asta, ultima acum, conferință se chema Importanța preluării de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene. Temă deșteaptă, frumoasă, nu? Importanța preluării de către România a președinției Consiliului. E, printre vorbitori a fost și doamna Ramona Mănescu, tânără, frumoasă, deșteaptă, 40 de ceva de ani, Constanțean, că europarlamentar din 2007, și a, fiind de acolo, vă dați seama că a venit de acolo, nu ne-a povestit și s-a făcut niște în sală. Am rămas cu gura căscată că din ianuarie de când România a preluat pentru șase luni conducerea Consiliului Europei s-au întâmplat lucruri extraordinare. De exemplu, s-a hotărât la nivel european o directivă pentru gaz. Știți că se bată ăștia conductă de gaz a doua undeva pe nord, pleacă de la ruși, ocolește Polonia, trece până apă ca să ajungă în Germania. A doua mare conductă de gaz de la ruși. Uh, păi se discută de gazul de la noi. Gazul de la noi, de aici, care trece brua, se cheamă, Bulgaria, România, Ungaria, Austria, asta înseamnă brua. S-a finanțat, s-a finanțat. Dar directiva asta de gaz a fost ocolită de câteva ori până acum, de la aia care au condus înainte. Bulgaria, de ăștia, zis, bă, lasă, dăm tema asta când o vin România, că România oricum nu e în stare să facă nimic. Iată că România a terminat analiza aceste directive gaz, așa se cheamă, și a reușit să rezolve niște lucruri extraordinare. De exemplu, o grămadă de facilități dădea Europa acelei conducte Nord Stream, cum zic ei, altcumva decât regulile europene, și atunci România a zis, dacă dați lor astfel de chestii, dați și ăsta de aici, adică regulile să fie aceleași pentru toți. Nu tot timpul pentru Rusia, pentru Germania, nu știu ce. Interesantă chestia, vreau să spun că România, de când conduce Europa, a reușit această chestiune și destul de repede, acum în februarie. Mare lucru, bravo, n-am știut. Ne spunea doamna Ramona Mănescu, Constanțeancă, europarlamentar. Ne-a mai spus că au rezolvat tot de când conduce România, pentru că România, ce înțelegeți prin faptul că conduce? Dosarele astea importante se dezbat acolo, în Comisia Europeană, în Consiliu, în Parlament, dar ajung la președinția România care are putere de influență și care intervine pe negocieri. Bravo! N-am știut. Important. Și România, iată, a rezolvat această directivă gaz, s-a finanțat brua, gazul din, din Marea Neagră o să plece mai departe spre Ungaria, Austria. Normal că noi o să luăm în conducta asta că putem de mult. O să revin să vă spun ceva referitor la chestiunea. Și a mai rezolvat România o directivă de drepturile de autor. Drepturile de autor la nivel european. Vă dați seama că la unul e așa, la unul e așa, la unul e așa. E greu să stabilești reguli uh, comune în Europa. Europa asta se face acum și încă este um, plăpândă, ca să zic așa. Numai să ne gândim că Europa nu are o armată proprie și ne poate ataca oricine. Ne apără NATO. Ne apără NATO? Bine, de tot. Așa ca un obicei al lui NATO. Dar vine un președinte american mai rău decât ăsta de acum și zice, băi, NATO ăsta stă pe banii mei. Ia... Tăiați-o cu NATO și rămâne săraca Europa dezvelită în fundulețul gol. Vara mai merge cu fundulețul gol pe, pe, pe mare așa, dar iarna ce faci? Te apucă frigul, te apucă tremuratul și poți să tremuri și de frică. Și eu cred că nu peste mult timp Europa va avea armată proprie, pentru că dacă te îndrăbenești, dacă te îndrăbenești, Ești în stare să ai tot ce trebuie. Dacă ai armata ta, nu mai te rogi de unul și de altul. Să știți că uh, și în Franța, și în Germania, și în Marea Britanie, și în Spania, uh, sunt uh, posibilități uriașe de producție de mașină de asta de, de luptă, dar Europa face și vinde. Uh, e mai greu cu cumpăratul. Uh, Europa ca orice. Uh, curvă bătrână, ca să nu mă să supărește pe mine, încă profită de foarte mulți prieteni. Prieteni ăștia care încet, încet nu o să mai fie foarte prieteni. Referitor la faptul că România e în stare să scoată gaz mult, să-l transporte Bulgaria, România, Ungaria, Austria și să-l vândă, Sigur că și-a făcut din nou uh, încă motive de uh, inamiciție cu Rusia, care este un mare producător și exportator de, de gaze și de produse petroliere către Europa și nu uh, are de gând să intre pe piață cu amărâți ăștia de români, care, iată, nu mai ascultă de Moscova. Da, da. Uh, uh, nu i-a ieșit. Să va construi această bură. România va scoate gaz mult... De Marea Neagă și îl va duce mai departe. Și Aș face un apel către autoritățile guvernamentale și chiar și către autoritățile locale. Și nu înțeleg de ce trebuie să fac eu chestiunea asta, dar pentru că văd că nu o fac alții, o fac eu și o să mai fac de multe ori până o să le crape o brațul de rușine. România încă nu folosește gazul în locuințe, în industrie, decât vreo 30%. Uh, spre deosebire de Ungaria, de exemplu, Austria, unde merg la consum de gaz până la 90%, deși n-au avut gaz, au avut foarte puțin. Deci România are gaz mult, chiar pentru uh, în interior. Acum va avea și mai mult gaz din Marea Neagră. De ce la nivel de guvern nu ia nimeni nicio decizie să simplifice, să zică de mâine toți românii să vor acorta la gaz? Facem o legislație, dăm o regulă, pentru că astăzi nu știu dacă știți, în Constanța chestia asta cu gazul a fost o mare noutate și o mare bucurie pentru mulți constanțeni. Încă mai sunt constanțeni care au așa rețineri la a-și face racord de gaz pentru încălzire și pentru apă caldă. Să mai vede la televizor câte o explozie pe aici pe acolo, vreau să vă spun că aproape toate exploziile aia sunt pe, pe buteli, butelii. Butelia e periculoasă. Instalațiile de gaz, conga și astea funcționează excepțional. Au niște elemente de protecție pe parcurs până la dumneavoastră, cum nu vă imaginați. Imediat se oprește consumul și când auziți că o mașină că a rupt o conductă de gaz pe stradă și a evitat un pericol de explozie, niciodată acolo pe stradă, dacă rupe cineva o conductă, nu va fi pericol de explozie. Deci gazele, în Constanța, că fiind o mare noutate, așa a fost făcut ca congazul ăsta de la început, foarte bine făcut. Consiliul Județean Constanta, când eram și eu Consiliul Județean, a înființat acest congres și, cum actele se făceau la noi acolo în ședință directă de la Constituție, am intervenit și eu de câteva ori sub forma care vă spun astăzi. Deci, branșamentele către populație gratuit. Și câțiva ani de zile, la început, dă gura mea, nu vă spun câți puneam, am luat și ce telefoane și ce presiuni, branșamentul către cetățeni gratuit. Mi se părea normal. Câte vreme o societate comercială care vrea să câștige bani, pentru că toți ăștia care intră și în producția de gaz și în vânzare vor să aibă profit. Sigur că da. Dar profitul ăsta trebuie să fie onorabil. Nu trebuie să uh, exagerezi cu profitul. Adică dacă ai bani să sapi în domeniul public, atenție, vii cu conducta ta prin domeniul public, pe unde ai să vizi o chestie din care ai să scoți câștig mare, numai ei o sumă mică să faci și brașamentul către Nea Gheorghe sau către halezi, Gheorghe, că e la bloc, că e la asta. Nu, domne. Deci eu aș reveni la povestea aia, n-am mai fost eu de județean, nu mă laud, vă dau o informație, da? Nu, mai acum costă o căruță de bani. Știți ce greu să faci astăzi un branșament? Cu proiect, cu aviz, cu real, durează luni de zile. Cu bani la ăla, bani la ăla, bani la ăla. Bani la ăla. De ce? Și a rămas România care are gaz mult dintr-o răutate prostească de avize, de autorizații, de răutate de asta așa. Băi, tu acum vin la mine să vedem nu știu ce. Au fost unii primari care au insistat să ajungă gazul la ei în localitate, care au făcut birouri chiar în primărie pentru ca cetățenii să primească. Dar eu aș face la nivel de guvern. Pentru că acum se aprobă, pentru că România e la președinția Consiliul Europei, pentru că avem gaz de stoc. Domnule, dați un ordin la nivel de guvern. Proiect pe toată localitatea. Branșamentele gratuit. Cetățenii să primească gaz până în casă făcut pe o societate, pe o asociație, fără să mai să ducă în Gheorghe. Nea Gheorghe nu știe nici unde să ducă. Cum să scrie ce-i pe lua La tratează de sus, să iau o căruță de bani. Astăzi, un branșament de gaz în România costă foarte mulți bani și foarte mult timp. De ce? Care este? E eu vorbesc de un interes național de a deveni noi. Știți de ce vă spun asta? Pentru că iarăși au zis la televizor, gazul nostru de Marea Neagră te aduce pe conductă la Ungurea și Ungurea o să-l vândă pe păi dacă ei au conducte și au consumatori, sigur că o să-l vândă, că până la urmă scopul este comercial. Dar de ce noi să nu ne trezim românii și să dăm un ordin național? Ordonanță de urgență, că ăștia la guvern dau la ordonanță de urgență. Băi, fraților, Treziți-vă, bă, România are nevoie de gaz. România poate să devină un consumator mare de gaz. Ca vecine ăștia de în Occident, pentru că gazul înseamnă civilizație, nu mai înseamnă mizerie, nu mai înseamnă lemne, cărbuni. E, are o putere calorică de șteaptă. Nu pute, nu, aia te ajută imediat, pornește imediat. Racordați România la gaze, domnilor de la guvern domnilor de la autoritatea locală, cine vă oprește, măi, nea consiliere rupește, că nu mai știe nimeni cu ce vă ocupați voi în Consiliul Local și în Consiliul Județean. Dați, domnule, hotărâri de astea de Consiliu, toate, locuințele din orașul Constanța să fie racordate la gaz. Noi, Consiliul Local, plătim proiectare unitară. Când dăm un aviz, dăm un aviz pe o stradă, nu la fiecare la în parte. Păi voi știți că s-a ajuns la măgăria că numai o singură societate primește nu știu pe unde în Cum mă? Păi dacă alea cum sunt concurențele și alea și alea? Domnilor, încetați cu șmecheriile. Dezvoltați puternic racordarea României la gaz în momentul ăsta pentru că avem gaz și o să-l dăm la alții din prostie. Ajutați și voi românii să trăiască mai bine. La conferința asta unde doamna la Mănescu m-a făcut să mi-aduc aminte să vă spun dumneavoastră de chestia asta cu gaz, pentru că România, iată, a rezolvat două directive asta de gaz la nivel european, ca nu numai rușii și germanii să, să fie șmecher cu conducta aia pe sus pe acolo, și încă 25 de normative în februarie, de când e România președinte la Consiliul European. Nu e așa că vă crește inima? Când dumneavoastră aflați la televizor că România, vai de capul ei, că ce o să facă România, că mai bine să nu conducă, știți că vreau unii să ofere astea și așa astea astea altora. Adică să ne facem de râs în continuare. Dom'le, există așa o plăcere formidabilă a unora și în țară și la nivel internațional de a prezenta România ca fiind bleagă. Și aflăm acum de la rom doamna Ramona Mănescu că România s-a desculcat, a rezolvat niște dosare formidabile. Bravo, mulțumesc Ramona Mănescu, bravo România! tot în conferința asta, cine credeți dumneavoastră că vorbește mai departe despre importanța preluării de către România, a președinției, Consiliului? Domnul, de ce Primarul. Eu te vă zic, m-am uitat la el acolo. Vreau să spun că ne-a impresionat pe toți. Și cu farme cu personal și cu farme cu de discursului. Domnul Decebal Făgădău e așa de bun de gură cum nu vă puteți imagina. Deci dacă îi dați un microfon, mă taie și pe mine. Eu nu credeam că există cineva mai bun de gură ca mine. Că lui Hales, dacă îi luați microfonul, nu n ajunge aici să mi lea. Dar dacă îi dați un microfon lui Degebal Balfăgădou, în momentul ăla toți în sală încep să-l iubească pe Degebal Balfăgădou și ce zice Degebal Balfăgădou aia face și merge înainte cu el. Vă spun, a făcut niște în sală, are un fel de a-și pregăti discursul, de a vorbi, va avea o carieră de politician deșteaptă, credeți. Să nu vă surprindă, până acum am luat de el, o să mă iau de el în continuare, dar acum, aici, la conferințele astea organizate de Marea Roșie Națională din România, și cu teme de astea grele, de ce Balfăgădo a fost uh, superb. După aia, iarăși, pe surpriza tuturor, cine a mai vorbit? Doamna judecător Cristina Ramona Duță, care este acum vicepreședinte la Tribunalul din Constanța și care ne-a făcut pe toți să înțelegem. Cum e cu parchetul ăsta european, unde se bat acum cu că și parchetul ăsta european e făcut acum de curând, nu l-am avut. Insistau, o fără de urmărea dacă sunt banii antifraudă, europeană, da? Bon. Dar eu descoperit că foarte multe surse europene să duc, să pierd, să fură, ca să zic așa. Și nu e suficient numai să descoperi că se fură și să te rogi de câte o nație în parte bă, judecați-l pe ăsta, judecați-l pe asta. Și atunci s-au gândit la nivel european să facă un, un parchet european, care va funcționa de la anul, deci la sfârșitul anului 2020. Pentru asta se discută Madame Chiove și acum. Care între timp, dacă va trece, va fi greu, pentru că este într-adevăr o decizie politică, din 2020 încolo acest parchet european va funcționa din 28 de state europene numai 22 fac parte din această comunitate comunitate care nu se va supune nimănui în Europa, va fi absolut independentă așa le place procur procurorilor să fie independenți, să facă ei ce vor să nu-i bate nimeni la cap, noi trebuie să avem o încredere uriașă că procur procurorul este băiat cinstici când îți face dosarul, ți-l face numai dacă uh, sunt probe ca să uh, te certe și pf, eventual să te umfle Lipsesc șase state europene din această mișcare de a fi membri. N-au vrut să fie în acest parchet european. Lipsesc Danemarca, Irlanda, Regatul Unit al Marii Britanii, care încă n-a ieșit, e tot membru al comunității europene, Suedia, Polonia și Ungaria. Ah, parcă la Polonia și Ungaria ne așteptam, da? Bun. Deci ăștia lipsesc. Da? Doamna judecător Duță s-a descurcat foarte frumos în fața noastră, a vorbit foarte frumos și glumea mea aici s-a descurcat, deși doamna este judecător, s-a descurcat fără grefier, fără avocați, fără procurori, de unde putem înțelege că dacă ești profesionist, nu mai contează contextul, da. Îi mulțumim. Și ca întotdeauna, că de colegi, colegi suntem și ar fi frumos colegi, în sensul că, a pus eu ghilimele, fac și o emisiune aici, nu pot să spun eu că sunt coleg cu managerul Radio Constanța, cu domnul... Daniel Sârbu, care conferințele astea sunt multe, să știți, au loc la Cluj, la Timișoara, la Iași, la Craiova, la Constanța, în mari centre universitare și au un succes deosebit. E prima dată când Marea loge Națională aduce vorbitori de ăștia de, cu pretenții care știu ce să, să spună și ies într-o deschidere în societate. Da. E bine cu această ocazie, mintarea este liberă, să puteți afla și dumneavoastră că masonii în România au preocupării de 200 și ceva de ani, preocupări serioase uh, pentru societate, pentru guvern, pentru ca noi să trăim uh, mai bine. Domnul Daniel Sârbu, în finalul fiecărei conferințe, are uh, ordin să vorbească despre fake news, despre știrile false. Știrile false care uh, circulă printre noi uh, au și ele rostul lor sunt ca orice minciună atractive, frumoase, au un mic simbol de adevăr și te, te uluiesc, te, te, fac să, să crezi ca lucrurile neadevărate ar putea fi puse în aplicare. Și de obicei în perioade electorale îți bagă în cap tot felul de prostiați. Auzi, nu? Că și acum încă nu s-a terminat influența rușilor pe alegerile de președinte în America. Vă dați seama până unde se poate ajunge și ce ne așteaptă în viitor că nu o să mai putem cu mintea noastră separa adevărul de minciună. Deși în finalul conferinței domnul Daniel Sârbu, managerul de la Radio Constanța, a zis că să fim liniștiți știe lui că noi suntem mai deștepți decât ăștia care ne bagă în cap știri false. Mulțumim, domnul Daniel Sârbu, că ai așa de mare încredere în noi. Da, frumos, frumos și dacă mai fac conferințe de astea Marea loge Națională în România, vă promit că mă duc acolo și vă mai zic și dumneavoastră ce mai este. De, de ieri au început să se vândă bilete la festivalul George Enescu, festival care e din doi în doi ani nu numai la București, dar la București, în deosebii. Ieri am început să vândă bilete, să vândă online, au vândut uh, ieri deja 8.000 de bilete, pac, imediat, și să știți că se termină destul de repede. Bănuiesc că și din Constanța să duc mulți, nivelul, nivelul spectacolului de ani de zile la acest festival georgenescu este un nivel deosebit. Invitații sunt, uh, an, anul ăsta vor fi 84 de concerte în patru săl mari, da? 2500 de artiști internaționali, arti, artiștii de top, vă dați seama, da? 50 de soliști de mare calibru vin la acest festival, artiști liniști, violoniști, pianiști, peste 170 de, ore de, 170 de ore de muzică de înaltă calitate, cu un repertoriu foarte divers. Da? Păi să vă zic, numai marile orchestre care vin la festivalul George care a ajuns un festival internațional um, bine văzut și dorit, nu mai e refuzat de nimeni și în continuare nu avem din astea patru săli, măcar una bună, în toată lumea se construiesc sări de concerte mari, deștepte, la noi cea mai mare sală a rămas tot aia, sala Palatului, care mama ei a făcut-o pentru congrese, da, cu sunet de congrese. Este greu să faci într-o sală de-asta hău mare așa, ca sunetul orchestrelor ăsta deștepte să vină cum trebuie. E mare lucru. Puțină lume, la nivel de arhitecți, ingineri, dăștepți, reușesc să facă săl cu un sunet uh, bun pentru o orchestră scumpă. Da, la noi cea mai mare sală a rămas sala Palatului. Vă mai aduceți aminte, domnul Holender, un timișorean, ungur, evreu, mai român ca mulți români, a fost director la Opera de Stat în Viena, cea mai lungă perioadă când cineva a fost director la opera de stat în Viena, directorul care îl pune președintele Austriei acolo după ce îl propune Ministerul Culturii, chestie foarte deșteaptă, da? Dânsul a fost până nu de mult șeful acestui festival georgenescu și a refuzat să mai fie, e consilier acum la Metropolitan, cea mai mare operă, sunt patru în lume, una din astea patru care este în America, vă dați seama? Bon, metropolitan. A refuzat numai pentru că i-au tot promis, ai nu știi, că o să construim o sală în București de concerte mare, deșteaptă, nu, uite, avem acest gen și n-am fost în stare. Nu știu de ce ne, ne luăm cu preocupări de astea uh, uh, slăbuțe, mici, de toată ziua, mărunte, da, și nu facem niște lucruri de astea deștepte. Să, să vorbească lumea de tine, băi, a fost ăsta la guvernare și uite, sala asta e făcută de el. În Constanța ce să mai zic că nu se construiește nimic? Hai să vă zic din concertele care vin la noastră, da? Berliner Filharmonic, Concert Gebau, London Symphony, Stați Capele Dresden, St. Petersburg Orchestra, Berlin Radio Funk, Orchestra Națională a Franței, Maggiore Fiorentino, Orchestra Filarmonică din Oslo, Orchestra de Stat a Rusiei și, desigur, Orchestra Bine cunoscuta orchestra filarmonicii George Nescu. Asta e așa orchestre mari care vin la București într-un festival. Mare lucru. Bravo. Foarte frumos. Da. Pentru că l-am laudat pe domnul primar. Haideți să vă zic, v-am promis și de acum în fiecare săptămână o, o să vă zic porcăria asta care este în Constanța cu parcarea SMS este tare amestecată, este tare lăsată la voia întâmplării. Vreau să spun că Sunt 4000 de motive de nelegalitate, în 4000 de motive de nelegalitate în instanță și prima văzare pe 1 aprilie, la ce se întâmplă în Constanța cu această parcare de SMS. Este un regulament de organizare și funcționare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanța. Da? Care este din 28-6 a, a 2018. Deci, un regulament de organizare și funcționare a parcărilor publice. Da? Din denumirea acestui regulament, parcările publice sunt, articolul 2, denumite exact ca fiind parcări amenajate. Deci în Constanța parcările amenajate sunt parcări publice și ar intra în regulamentul ăsta cu SMS. Nu orice ă, ă, stradă care are puțină bordură și vii și pui o plăcuță de aia de parcare SMS. Deci se încalcă regulamentul propriu al Consiliului Local Constanța și în mod abuziv. Eu știu povestea asta de mult că în piața Grivița mi-a lăsat tata moștenirea acolo un garaj nenorocit și am eu un mic spațiu comercial și am văzut plăcuțe de astea pe strada Griviței. Cum vii de la magazinul Tomis încoace pe piața Griviței, o străduță mică. Și am sunat și am întrebat pe ăștia, bă, ce -i cu plăcuța asta? Zic că am citit regulamentul, care are niște anexe. Are niște anexe unde spune exact locul unde sunt parcări. Și spune, parcările publice sunt amenajate. Nu sunt astea pe de-a lungul străzii așa. În piața Grivisa, de exemplu, e una în spatele pieții, micuța, nu pe fiecare stradă. Și pe Mihaileanu și pe Grivisa. Deci, domne, cine a pus plăcuțele astea în mod abuziv acolo? Încalcă grav o lege. Și nu vă șucați că ăștia v-au dat 4.000. 4.000 de motive de nelegalitate sunt deja acum în instanța Dar nu vă șucați cu oamenii și cu banii care îi dăm acolo unei societăți comerciale. Deci este o încurcătură și o, 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 o vărmășeală în această tâmpenie. V-am zis doar două chestiuni, da? Ulterior adoptării și publicării hotărârii Consiliului Local Municipal din 2018 235, documentele astea încă nu au fost publicate pe site-ul primăriei, da? Astea care, bine zic eu, cu parcările publice, cum sunt, da, ale amenajate, că numai acolo trebuia să fie SMS, mai este acolo obligația de a, de a crea noi locuri de parcare. Nu e adevărat, n-au creat niciun loc de parcare, ele sunt aceleași. Urmează să fie amenajate, în ghilimele, bă, dar tu ai pus SMS pe marginea bordurii, mai departe vă citez exact cuvânt cuvânt, parcarea amenajată situată în apropierea instituțiilor, autorităților sau clădirilor de utilitate publică. Deci în parcările amenajate de lângă instituții Să face chestia cum era în față la sala sportului, de exemplu, sau la judecătorie sau la primărie. Pui sms dar nu pe orice stradă din Constanța, încă e regulament, e lege, nu vă șucați pe faci cu asta că e public, râde lumea de noi. Mă rog, abuziv. O fi o lăcomie de asta de bani, că orice primărie trăiește din taxe, din amezi. Bă, dar nu exagerați în halul ăsta. Mai departe, una e să se parchezi în centru și alta e să parchezi în coiciu. Una e să parchezi lângă stadion și alta e să parchezi în înghesuiarea aia, în Consiliul Județean. Tarifele ar trebui să fie diferențiate, nu sunt, da? Regulamentul nu prevede plata unor tarife diferențiate, funcție de zonă. Funcție de timp, nu? Dacă stai o oră, plătești nu știu dacă stai 24 ore, plătești altcumva. Deci, Și vreau să le țineți astăzi, că o să ne ținem de ăștia cu parcările, că v-am zis că au deja proces, că e varză, că au pus plăcuțele alea oriunde au vrut ei, încălcându-și chiar propriul lor uh, regulament și că anul trecut vedeam pe ăștia de la poliția locală că treceau peste tot, așa m-am sensizat și eu, și puneau hârtiuțe pe mașini, bă, vedeți, aveți grijă că noi o să vă luăm banii, zic, dar de ce, unde, când, care, cum? Și atunci am întrebat, dar pe strada asta e parcare? Toate străzile din jurul pieții Grivița au aceste plăcuțe cu zice. Păi băiatule, sunt străzi obișnuite pentru cetățeni, pentru nu sunt parcări publice și nu sunt amenajate special ca să... Vă rog, nu vă jucați, nu vă jucați. Mai departe, vă mai citesc o chestie ca să nu vă plictisesc, de în fiecare săptămână o să vă zic câte ceva până o să, să intre lucrurile cu parcările prin SMS în Constanța într-un circuit normal de bun simț și acceptat de toată lumea al Constanțenilor, nu al unor șmecheri. Că o să vedeți aici că sunt niște șmecheri, că sunt și niște pungăși. Dar lăsăm lucrurile să vedem să se ocupe ea care trebuie să se ocupe. Vă citesc. Regulamentul nu stabilește unde să fac venit sumele astea încăsate cu titlul de tarif de parcare. Prevede imperativ necesar, în condițiile în care tariful pentru parcare este încasat de o societate comercială. Potrivit articolului 24 din ultima teză din anexa la hotărârea de guvern din 2004-955, sumele încasate de taxe pentru parcare vor fi vărsate la bugetul local. Pe parcările astea, sumele astea, SMS-ul ăla, sunt luate de o societate comercială, una, vă zic eu, data viitoare. A, o vom vedea. Băgăm, băgăm în ei, dar hai să vă zic o trăznai de curând. PSD-ul ăsta, eu n-am fost niciodată membru la PSD, am făcut și o politică, eram consilier și de țean, îmi plăcea, bun de gură, mă vroiau ăștia, aduceam voturi, îmi plăcea să lucrez cu consilierii, să pregătesc alegeri, îmi plăcea chestiunea asta. Nu mai fac politică acum, sunt ușor dezamăgit de calitatea care scade uh, la oferta de individ. În, uh, dar mă surprinde o chestie la nivel de PSD. PSD, un partid mare, vă dați seama, solid, cu structuri, cu primari, cu... Da. Dom'le, cum acceptă cu ușurință, vă zic, ultima trăznare? Aia, de acum câteva o mai țineți minte, cu Mihaela Truculescu, șefă la ANAF, da? Că era o blondă, a apărut așa, pac, pac. Această Mihaela Truculescu era contabilă pe la o comună, nu știu unde, până Dolj, Golj, Orj, pe acolo, așa, da? Contabilă la o, la o firmă de-asta, de canalizare, de gunoi, da? Da? A de vreo patru ore a vrut să fie și ea să intre să lucreze la ANAF Și pierdea, pierdea uh, testul la intrare da? Și au pus ăștia șefă pe tot ANAF-ul pe țară O, o blondă frumoșică contabilă de țară mă rog. Dar zilele trecute au mai făcut o trăznaie Pai dacă vă zic Este tot tânără domnișoară Adriana Cotel Așa o cheamă În anii uh, în începutul anilor 2000 termina liceul din Craiova și să scrie la o școală post pentru asistenți de farmacie. A devenit absolventă, s-a la un laț de farmacie din Craiova. Doamna Adriana Cotel este momentul de față din 31 octombrie 2018 președinte al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. 31 octombrie 2018, da? Din 25 ianuarie 2019, Adiana Cotel este președinte curag de secretar de stat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, CNAS-ul. În mâna ei se află soarta celor 16 milioane de români asigurați și un buget de 7 miliarde de euro. Din 25 ianuarie Doamna Cotel, o domnișoară, asistent cu școală poznicială din Craiova, de farmacie, este președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Răspunde de asigurarea noastră a 16 milioane de cetățeni și are pe mână un buget de 7 miliarde de euro. Dom'le, ce-o fi în interiorul PSD-ului? Ca noi, ca noi, ca cetățenii, venim la televizor și plângem. Nimiră! Păi numai de astea găsiți blonde, de astea tinerile să le dați așa funcții mari, grele, importante. Ne vede lumea. Ne vede lumea la nivel internațional. Râde de noi. Dar e la noi în curte aici, da? E PSD-ul la guvernare, zice că facem de astea ca așa putem, dar eu mă gândesc, bă, ce fi zicând în ăștia între ei? Ăia grei, ăia grei din PSD, ce fi zicând când aud chestii de astea? Nu știu. Dacă mai aflăm câte ceva, vă mai, vă mai zic eu din când în când, da? Bun. Haideți să vă zic acum. Că nu v-am mai zis de mult, ba nu. Eu că vă zic una asta. Asta de aici. Din prietenii care mă sună și care văd emisiunea și care mă încurajează și nu știu și cu tare, aproape toți m-au lăudat că am zis regulile alea de bună cuvință. Iată, am găsit câteva foarte frumoase după vremea lui Napoleon. 17. Citate spuse de Napoleon Bonaparte către noi. Deștepte, vă dați seama? Napoleon, personalitate mare europeană, i-au și reușit destule de lucruri. A luat și țeapă, lumea știe pe unde a pățit-o el, ca necazul, dar ce a reușit să facă? Bun, zice Napoleon, 1. o armată de oi condusă de un leu va învinge o armată de lei condusă de oi credeți că seamănă cu ceva de la noi de ziua de astea? Nu, nu mai citesc ăștia de astea de la... Și nici nu au ei timp să se uite la Litoral TV, că dacă s-ar uita la Litoral TV, poate că le-ar atrage ăsta atenția, da? 2. Arta de a conduce constă în a nu permite oamenilor să îmbătrânească deținând mereu aceeași funcție. Vezi, pe vremea nu era democrație, dar el intuia chestii. Dole, din când în când, gata, ne mai lasă și pe altcineva. Păi, dar nu găsiți voi unul mai deștept ca mine. nu nimic, poate vine unul mai prost ca tale. Dar e important să mai vină și altcineva, ca și -ai în democrație. Un lider este un comerciant de speranțe. De-aia ăștia politicienii, când se duc către noi să ne ademenească la vot, ne mint. Politicianul ne minte frumos. Și noi acceptăm chestiunea asta. Că nu suntem proști. Eu de multă vreme am zis că cetățeanul care merge la vot e mai deștept ca politicianul. Dar prea și el să minte, mă frumos, nea Gigi, că, domnule, sunt să, sătul de adevărul ăsta crud și nenorocit în jurul meu. Domnule, o minciună de asta spus spusă frumos îmi dă o anumită speranță. Bă, dacă băiatul ăsta are dreptate. Și un lider este un comerciant de speranțe, un comerciant de sentimente. Bun. Cel mai bun mijloc de a-ți ține cuvântul este să nu-ți-l dai. Dar e greu, ști că îți dau cuvântul, bă, mai ales la cârciumă. zic bărbații la cârciumă pun la cale tot felul de chestii, da. Ba. Ce? E ușor să-ți dai cuvântul, da? Dacă vrei să-ți-l ții, e mai greu. Oamenii de geniu sunt meteori care trebuie să ardă pentru a ilumina o, o epoca lor. Și noi am avut în istoria României, când s-a făcut statul, când s-a făcut independența, oameni de geniu, oameni care și-au sacrificat familie, avere, carieră, viitor, doar ca să rămână în memoria noastră și noi să-i pomenim. Regina Maria, e, Vaida Voievod, Bălcescu, Iuliu Maniu, Mihanache, pe mulți de ăștia, noi i-am omorât în pușcărie sau i-am om omorât cu uitarea. Nu-i frumos, domnilor? Da. Religia este cea care îi împiedică pe cei săraci să-i ucidă pe cei bogați. Ai văzut ce știa Napoleon foarte bine. În vocabularul meu, în vocabularul meu de Napoleon, cuvântul e imposibil, nu există. Ba. Comandantul trebuie să aibă atât caracter câtă inteligență. Oamenii care au multă inteligență și puțin caracter sunt cel mai puțin indicați pentru a fi comandați. Da. Adică mai multă inteligență și mai puțin caracter nu e în regulă. Și caracter și inteligență cam pe acolo. Noi cu caracterul stăm rău. Deștept suntem toți. Cu caracterul unii dintre noi stăm rău de tot, da. Ne putem opri în timpul urcării. Niciodată nu ne putem opri în momentul coborârii. Napoleon. Iertarea înseamnă a te ridica mai presus decât cei care te-au insultat. Vedeți frecvent că suntem insultați ba de unul, ba de altul. Asta poate, nu e în stare de mai mult. Din invidie te insultă și atunci tu nu reacționa. Că dacă reacționezi la prost, intri într-o într dezbatere cu el și ești mai prost ca el. Lasă-l, fii bucuros. Eu când eram tânăr inginer, m-am supărat așa de câțiva care mă vorbeau rău. Și un inginer mai bătrân care era cu ochii pe mine, zice, Gigi, asta e puțin jos. Cine te-a vorbit de rău? Ăla? Pe care e părerea ta despre ăla? Bă, când te-au laudat nenorocitul ăla, nespălatul ăla, atunci să, să, să intri la idei. Lasă-mă câte vreme ăla e prost și lipsit de caracter și te vorbește de rău. E foarte bine. Deci, oameni buni, aveți nevoie de insulte în jurul vostru și de oameni care să vă vorbească de rău. Atâta pot. Primiți, pri, cum să spun, nu intrați în, în, într-o dezbatere cu ei. Iată, zicea și Napoleon la fel, da? Soldații sunt cifrele care rezolvă problemele politice. Urâtă chestie. Niciodată n-am înțeles de ce trebuie pornite războaie? La ce ajută războaiele? Ce fel de comandant ești tu când dai ordini de luptă uh, unor tineri superbi care știi că vor muri? De ce să omoară oamenii între ei și astăzi cu pușca? De ce când e loc pentru toată lumea de în ordinul unui dobitoc să mă ierte? Moștenitorul Napoleon, bună parte. Dar uh, nu pot să înțeleg de ce, dacă ești comandant, trimiți tineretul ăsta să moară pe câmpul de luptă? Nu poți să rezolvi asta. Poți face orice cu baionetele, numai nu, nu pot sta pe ele, adică să te așezi cu fundul pe baionetele. Da. Mai și glumeau ăștia, ai de capul Nu, nu, nu înțeleg pe comandanții care au trimis Vă aduceți aminte și voi războaiele? S-au bătut aia cu aia, aia cu aia, aia cu aia și când se termină războiul, tot acasă ajungeau. Tot acasă ajungeau. Unde ajungeau mai puțini bărbați, unde lucrau câmpul mai puțin și rezultatul care a fost? Că aia, francezii sunt tot în Franța, germanii sunt tot în Germania, românii sunt tot în România, rușii sunt tot în Rusia. Bă, frate, nu vă mai omorâți atâta. Ce aveți bă de vă omorâți atâta? are Dumnezeu și pământul ăsta de toate pentru toți, are el grijă să vă, nu vă mai omorâți a nu mai trimiteți vă copii la moarte, bă, de cap. O să vă citesc din nou chestia de așteaptă scrisă de, de, papa și de e, e, șeful la imamul ăla de, de, la Cairo, da? E, vezi că tu descăierat că își pune bombe pe el, tot ce omoară sau intre cu camionul și Allahu Akbar, ce Allahu Akbar, tu crezi că are nevoie Allahul să urli tu ca descreieratul ca Allahul Akbar? Te zis tu de treabă, nu stă Allahul să uite la tine, îți dă el fecioare ție, băi de capul tău de descreierat. Nici o religie de lume nu învață pe nimeni să omori un om. Tu știți vă bă, că iubiți-vă, bă, între voi, ajutați-vă unul pe altul. Lumea, să, să, să vine primăvara acum, bă, copii, terminați cu prostii, nu vă mai bateți, bă. Nu vă mai luptați, pentru ce vă luptați? Dă-l din prostie. Forțele militare nu sunt suficiente pentru a apăra țara, în timp ce țara a, 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 aparată de popor e invincibilă. Deci o țară e apărată de, de popor, aia e invincibilă, nu doar armată. Iată, Napoleon vă zice, ce vă spuneam și eu, stați bă acasă, terminați-vă prostie, mai umblați pe câmpul cu tancul ca tâmpiții. piții. Păi, râde lumea de voi. Pentru a duce un război avem nevoie de trei lucruri. În primul rând, de bani. Zice Napoleon, bun parte pentru a duce un război, avem nevoie de trei lucruri. În primul rând, de bani. În al doilea rând, de bani. Și în al treilea rând, tot de bani. Ați intuit. Foarte bine. Bravo. Spațiu. Îl putem recupera. Timpul. Niciodată. O, o să vă aduc o dată să, să, vă citesc din scurtă istoria timpului de ăla de stătea așa în mare fizician, da? O să vă citesc puțin, Daniel, timpul nu există, spațiul nu există. Dar dată ca să nu ziceți că ș, am luat ora asta. Mulți oameni, ca și cifrele, capătă valoare prin poziția lor. Deci un om deștept, dacă nu îl pui într-o poziție importantă, nu-ți dai seama de valoarea lui capacitatea de a repurta victorii stă și în capacitatea de a suferi înfrângeri. Napoleon Bonaparte vorbește de înfrângeri. Ce armată avea el, ce gen militar avea el și el, Napoleon, vorbește de înfrângeri. Deci, da, dacă vrei, capacitatea de a repurta victorii, zice el, stă și în capacitatea, la nevoie, a băgat două virgule, de a suferi și înfrângeri. Deci, de când în când, mă oameni buni, mai înghiceți și voi așa câte o înfrângere, câte o n-am de-aia, n-am de -aia, ca să poți să te bucuri când faci rost uh, de ele, da? Vine primăvara. Ia uite ce aveam pregătit aici pentru voi. Nu vă zic decât pe scurt ceva. Mi-aduc aminte în fiecare. primăvară, mama începea cu teoria, cu urzici, cu ștevie, cu lobodă și îți băga în cap că schimbă sângele. Am rămas toată viața mea de mititel. Păi cum să schimbe sângele? fiertura asta nenorocită, lua tăi că urzicile, le băga, fierte, le băga așa pe un usturoi, mâncam. Mâncam și eu, că mâncam cu el la masă acolo. Mai venea taică meu cu fițe de alea, bie, ce stă e bun. Să nu nimic. Și puteam să fac eu mute, că nu vreau urzici fierte, că vreau Eugenia, că nu vreau ciorbă de lobodă, că vreau ciocolată. Ce vorbești, bă, ce stă mă, e bună, îți dă lobo de lobo de mănânci. Venea maica mea și zice, vine primăvara acum, schimbă sângele. Ce băiat? Și că ștevia, spanacul și loboda echilibrează sistemul imunitar. Dacă putem să le mâncăm crude, cum să mănânci crude? bă? Cred că tăiate mănânc făcute salate cu șmecherii pe acolo și da. Aha, zice, usturoi, ceapă verde, ridic, morcov, alte rădăcinoase în salate, da. Ștevia, spanac și lobodă. Acum, primăvara. Bă, dar scrie aici că schimbă sângele și că reglează nivelul de zahăr. Aha. Da, Și că e benefică ștevia pentru afecțiuni de diabet, oboseală, indigestie, deranjamente stomacale, arsuri, slăbire, gripă, răceală, gingivită, cari dentare, mătreasă, osteoporoză, infecții, dermatită, riduri. Bă, bă, și dacă mănânci stevie, ești deșteptul, deșteptul de pe lume. Nimic altceva decât stevie. Băi, copii, mă. Spanacul stimulează inima. E un tăitor al sistemului imunitar. Are numeroase proprietăți nutritive și tonifiante. Bă, dar nu scrie aia cu... Cum a mai maică mea, A, uite, bă, fii atent aici. Plantele de primăvară sunt adevăr, izvor de sănătate. Cele mai banale, buluieni, sunt remedii eficiente. Când organismul e slăbit, din cauza lipsei de vitamină. Iarna cam, cam o dăm noi pe frituri, pe chestii de astea, pe prostii, pe nu știu ce, și nu mai punem vitamine, da? Și minerale. În popor se spune că acestea, adică burenile, schimbă sângele. uite, mai că mi-a avut dreptate. Bă, copii, schimbați-vă sângele acum, că de, voi de vă schimba, nu vă schimbați, tot așa rămâneți, care cum a apucat, dar ștevia, spanacul și loboda, schimbă sângele primăvara și vă ajută cu vitamina C, cu vitamina K, cu fier, cu antioxidanți, cu calciu și magneziu. Fraților, dacă vreți să, să, faceți față la emisiunea asta cu mine în fiecare joi seara, mâncați iarbă de asta că schimbă sângele și uh, vă uitați la mine cu mai multă plăcere. Sper să ne vedem și săptămâna viitoare. La revedere! Zicea societatea că-s o masă are patru picioare, o pisică are patru picioare, deci o masă e pisică. Noi nu suntem liberi, ni se creează iluzia de libertate și ni se creează iluzia de fericire. Noi eram obișnuiți cu un cod civil de pe vremea lui A folosit și Carol I, a folosit și noi, până mai adineau.